Rezultatele slabe obținute la examenul de bacalaureat la nivel de țară au impus luarea unor măsuri care să vină în sprijinul elevilor ce au picat acest test. Nu face excepție de la regulă nici grupul școlar construcții de mașini Colibaș, care în perioada următoare oferă gratuit ore de pregătire teoretică pentru cei care vor să susțină examenul în sesiunea din această vară. Începând cu 18 iulie, în fiecare zi se vor oferi consultații la elevii care au terminat în vară pentru îmbunătățirea rezultatelor de la bacalaureat. Programul în amănunt va fi afișat începând de vineri, după discuțiile din Consiliul Profesoral și discuțiile cu profesorii care au predat disciplinele de BAC. Urmează să îl afișăm, așa cum am spus, și în fiecare zi, deci vor fi planificate materiile. Directorul adjunct al grupului școlar construcții de mașini este de părere că una dintre cauzele care au condus la obținerea celui mai slab procent de promovabilitate la examenul din acest an este acela că subiectele au fost comune pentru profilul teoretic și profilul tehnologic. Noi de anul trecut am lansat acest semnal că ar trebui subiecte diferențiate pentru liceele tehnologice față de cele teoretice. Chiar dacă programa este aceeași, nivelul intelectual al copilului este total diferit. Reamintim că în acest an promovabilitatea la examenul de bacalaureat la grupul școlar construcții de mașini Colibaș a fost de doar 4%, dar se așteaptă ca în urma eforturilor conjugate ale profesorilor și elevilor, prin programele de pregătire, numărul celor declarați admiși să crească substanțial.